Bună ziua, stimați telespectatori! Astăzi, în întreaga lume, se marchează ziua de 1 mai, Ziua Internațională a Muncii. Vă adresăm urări de bine cu ocazia sărbătorii, Mărețe Sărbători a Muncitorilor și, în deschiderea ediției, vă prezentăm titlul emisiunii. Guvernul Serbiei a adoptat astăzi un nou orar al ministerelor și ordonanța despre folosirea rațională a autovehiculelor statului. Ziua Internațională a Muncii se marchează astăzi festiv, dar și cu proteste. Modernizarea Serbiei subînțelege diplomație puternică, a declarat ministrul de externe Ivica Dačić. Mini-vacanța de 1 mai nu aduce tuturor la vreme bună. Vremea va fi închisă. Se anunță precipitații pe arii restrânse. Guvernul Serbiei a adoptat astăzi hotărârea privind orarul de muncă în ministere, și anume începe la ora 7:30 și se termină la ora 15:30 de minute, transmite agenția Beta. Guvernul Serbiei a adoptat astăzi hotărârea privind noul orar al ministerelor în vederea ridicării nivelului de eficacitate. Guvernul a adoptat și ordonanța privind modul de folosire rațională a autovehiculelor statului. A fost stabilit că dreptul la folosirea permanentă a autovehiculelor statului de înalt rang îl au președintele Republicii, președintele Adunării Serbiei, președinții și vicepreședinții Guvernului, precum și președintele Tribunalului Constituțional și președintele Tribunalului Suprem de Casație. A fost adoptată și concluzia conform căreia proiectul Belgradul pe apă este deosebit de însemnat pentru Serbia. Ziua de 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, se marchează în întreaga lume, dar și în Serbia, prin adunări în masă. Muncitorii au răspuns la apeluri adresate de liderii sindicali și în Serbia. Un miting de protest a avut loc și la Novi Sad, iar la Belgrad, sindicatul a organizat o plimbare de protest prin centrul orașului. Reprezentanții Uniunii Sindicatelor Independente din Serbia și a Uniunii Sindicatelor Nezavisnost la protestul sindicatelor organizat în centrul Belgradului și-au exprimat nemulțumirea relativ la măsurile de economii care au fost preconizate și care, după cum s-a spus la miting, vor contribui la agravarea drepturilor muncitorilor. Sindicatele s-au întâlnit mai întâi în piața Nicola Pașić, unde s-a citit proclamarea de 1 mai, iar apoi s-au îndreptat spre Erazie și până la Slavia, unde au fost depuse coroane la monumentul lui Dimitrie Tucović. În cinstea Zilei Internaționale a Muncii, la monumentul lui Dimitrie Tucović din Belgrad, coroane de flori au depus și vicepreședintele guvernului Ivica Dačić, precum și Alexander Antić, ministrul mineritului și al energeticii. În urma depunerii florilor la monumentul lui Dimitrie Tucović, fondatorul mișcării muncitorești organizate în Serbia și mare lucrător pentru drepturile muncitorilor, Ivica Dačić a declarat ziariștilor că fără o dezvoltare economică a țării, nici drepturile muncitorilor nu vor fi la un nivel înalt. Din cauza aceasta este deosebit de important să se obțină un consens în cadrul dialogului social. Ljubisav Orbović, președintele Uniunii Sindicatelor Independente din Serbia, a declarat că sindicatele reprezentative se împotrivesc micșorării preconizate a salariilor în sectorul public. El a spus că sindicatele vor întreprinde tot ceea ce va fi necesar ca această măsură să nu reușească. Ziua de 1 mai, care se marchează în întreaga lume în amintirea incidentelor violente care s-au produs în anul 1886 la Chicago, când 40.000 de muncitori au cerut și, în definitiv, au reușit să asigure reducerea zilei de lucru la 8 ore, a fost marcată și festiv, dar și la iarbă verde. Tradițional, sărbătoarea de 1 mai se celebrează în natură. Chiar dacă meteorologii au prognozat vreme nefavorabilă și de data aceasta nu s-au înșelat, însă spre fericirea persoanelor cărora le place să iasă la iarbă verde, la un picnic, grătar mic, bere și voie bună, ploaia totuși nu a stricat petrecerea. Reporterul dumneavoastră se anunță de la Andrevlje, de pe Frușca Gora, unde sunt prezenți un număr mare de iubitori ai naturii. Cu micul mare toți petrec clipe plăcute. Observăm chiar și prezența unor turiști care s-au deplasat pe Frușca Gora. Deci se face grătar, se joacă volei și fotbal.
Multe salutări de la Andrevlie, vă dorește Carmen Săran. Astăzi, în întreaga Rusie, a fost marcat festiv sărbătoarea muncii și a primăverii, și anume prin tradiționale mitinguri sindicale și de partid. La Moscova, în Piața Roșie, pentru prima dată după anul 1991, astăzi s-au întâlnit mai mult de 100.000 de muncitori, participanți la mitingul sindicatelor și a asociațiilor cetățenești. În Turcia au fost organizate proteste de 1 mai, în special la Istanbul, unde s-au confruntat protestatarii care fluturau steagurile și polițiștii. Au intervenit forțe puternice ale poliției, care a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene, în timp ce sute de persoane au încercat să sfideze o interdicție vizând organizarea de demonstrații în piața Taksim, un centru al protestelor antiguvernamentale. Astăzi seară, cu începerea la ora 21, în Italia, la Torino, pe stadionul clubului de fotbal Juventus, se va disputa meciul semifinal Juventus-Benfica, care contează pentru Liga Europei la fotbal. Benfica vrea revanșa. Portughezii vor să consemneze anul acesta cel mai bun sezon din ultimii ani, după ce anul trecut au pierdut toate trofeele pentru care s-au luptat. Europa League, campionatul și Cupa Portugaliei. Benfica este la numai 90 de minute de o nouă finală a Ligii Europei, pe care vor neapărat să o câștige. Fotbaliștii lui Jorge Jesus pornesc cu un avantaj minim după prima manșă, după ce au câștigat cu 2-1 turul de pe teren propriu. Mini-vacanța de 1 mai nu aduce tuturor vreme bună. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme mai cald, însă în unele regiuni vremea va fi închisă și instabilă. Vântul va sufla slab. Cerul va avea înnorări accentuate. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi zilnic ridicată. În orele serii, pe arii restrânse, vor cădea precipitații. Local, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 24 grade Celsius. Sâmbătă înainte de amiază, vremea va fi caldă cu soare. În orele după amiezii, cerul se înnorează și va ploa. În orele dimineții, temperaturile vor oscila între 8 și 13 grade, iar maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 24 grade Celsius. Duminică, vremea va fi mult mai rece și va ploa tare. Luni, cerul se va însenina și vremea se va încălzi. Marți și miercuri, vremea va fi însorită și tot mai caldă. Stimați telespectatori, am transmis telejurnalul. Din Atena Sârbească, unde se pregătește o furtună, vă spunem, să auzim numai de bine.